Nu, mă, viața mea de aute, să moru dacă n-am intrat pe live ăsta. Am luat-l pe Să mă cățeluș, desmorți dacă nu-i, pe cățeluș dacă de la... nu-i numărul unu după TikTok-ul. Cățeluș de la Clejani și se înjură că nu fură și l-a prins lumea cu... Știi ce zic? Pula în gură. Cu treaba în gură. Acum... Lumea... Aici. Asta mă mai mult pe el și asta ia, uite, nu se pune. Dar vezi, nu mă, că treaba ta nu mai vorbit că ai un metru. Motorină, știi cine e proști? Are un metru și un pic, mâncați-aș pula ta. Și... Lumea e proastă, că îi dă valoare, că intră la el pe live. Că dacă n-ar intra, n-ar mai face. S-a însurat Costeluș. S-a însurat să-i ajute Dumnezeu să fie sănătos acolo. Și-a, dar voi n-ați văzut? O femeie, nevasta la un șmecher, nu stă pe TikTok să se înjure lumea, să-i dea lumea la muie. Dacă s-a însurat, trebuie să-i ia TikTok-ul la femeie. Despre ce dracu vorbim? Despre live-uri? Când s-a însurat o femeie cu Costeluș, dacă Costeluș era un șmecher, îi tăia dreptul la TikTok. Dar femeia lui Costeluș intră și înjură mai rău ca Costeluș. Pe cine vă s-a însurat, s-a măritat Costeluș ăsta? A luat-o pe una, Ana Costânzeana, din Floriță, Salam îi cântă, sau ăla, Biciu, nu știu care e. Alea, Sorinel Puștu, pardon. Băi, Motorină, unde ești acasă sau ești plecat? Nu, viața mea, sunt țară. N-ai mai plecat. N-am mai plecat. Vreau să plec, dar stau așa, pă, vreau să vând casa asta de aici, să-mi bag pula ea, că m-a bătrânit casa asta pe mine aici, o vând, îmi bag pula în ea pe cât o fi și plec. Băi, dar n-ai mai... Cu chitara n-ai mai făcut și tu nimic să moară familia mea și n-ai mai apărut deloc pe aici, că de cât te caut. Poate... Am mai și cântat să mor eu, dar poate nu mai văzut-o. Am mai și păi cântat, dar mai și... Nu te-am mai văzut pe aici eu. N-ai mai avut pe la prieteni, poate, nu mai ce știu. Zău. Da. Dar voi știți cum sunt eu. Eu sunt... Pă bune, auzi, bă, că tu ești, bă, numărul unu, să mor eu dacă nu ești adevărul și nu spui dacă... Bă, tu ești numărul unu, dar aici să mor eu. Să supără lumea, domnule, bă, mă, că ne-am săturat să moară copiii mei de atâta șmecherie pe pavioanele astea aici. Și cine vorbește de șmecherie, cine crezi? Mă, veri. Să moară familia mea, scuze-mi pe mine. Păi tu ai 1,20 m înălțime, ai înțeles, să moară copiii mei. Vin la Madrid, viața mea, vin cât de curând. Mă lăsă-i dracu de răpciugile, dracu, măi cum este, să moară, că nu am ceva cu el personal, dar când îi văd atâtea dalea, măi vere, dar eu nu mai fac figuri ca am 100 de chile. Și dacă dau o palmă să moară copiii mei, dă-o te rog de mijloc. Mă lasă-i dracu-mi pace că să moară familia mea dacă nu a luat razna tot cu TikTok-ul ăsta, mâncați și pula ta, din șmecher, din băieți de oraș, bă, și a devenit... Bă, tot vă faci când veniți la bătaie, veniți câte... Să moară copiii mei când veniți la bătaie, dar nu veniți câte 200. De frică. 200 pe 1. Tăți dracu, cum ești, măi, panoara mele drept. Te-am surat să moară copii, că domnule, m-am însurat nevastă, mi-a dat dedicații pe la lăutari. Pe și-a didat și-a pune pe aia să-mi jure. Băi, vere, nevastă de un șmecher nu mai stă pe TikTok. I-ai pus stop, indiferent că-i curvă prostituată, zdreanță, ce morci ei. Pe el de să mărte Dumnezeu. Că ai luat totul de nevastă, trebuie să-i pui stop la tot. El de trebuie unde să-i pui top la tot, tu o lași pe TikTok să înjure, să înjure cu șmecherii, cu lumea, să-l înjure pe Raco, să vorbească de ăla, de ăla, de ăla, de mai mulți. Uite ce zice Gio Giovanni, că dat dedicație 50 de lei, auzi. 50 de lei, dar n-are, mă, că dacă nu era TikTok-ul ăștia să ducea înapoi la pușcărie, măi, mâncava și pula voastră. Adică o stăluși de la Clejan, să dea Dumnezeu pe băiatul meu. Și pe tata meu, dacă nu era TikTok-ul ăsta să mă aibă de un să mănânce, că nu-i bagă lumea în seamă, că au imprins și de-aia. Merge și legănat așa când merge pe stradă, știi ce vă zic?
Păi stai cu minte, Costeluțe, că să moară copiii mei, nu vezi cât gât am, cât cap am, dacă îți dau un tot pe tot ăsta, dacă nu te plictisești, până să moară băiatul meu. Cu tot cu cuții. Ai zis bine, mă, să mor în bala muncă dacă nu era TikTok-ul să ducea înapoi la mititică. Păi să ducea furat în hărea și ce crezi? Da, da, frate, mi-ai zis Păi, bine știi să ce mor în bala faci? muncă. Știi ce faci? Bandă de alea cu ei sau dacă nu, că n-are ei bandă. Ia uite, un gram de cocaină e vreo 5 milioane, mâncați aici cu aia, trebuie să pare că s-a scumpit, că dacă s-a scumpit benzina, s-a scumpit și cocaina. Janez? Și îți bagă de alea. Își bagă adrenalină, își bagă injecții. Nei, că asta se face la București, la Ferentari. Păi n-ai văzut că de-aia se ridică părul în capul lui de la atâta legale care le e? Mă veri treaba lui, că și eu m-am drogat să moră, dar să moră băiatul meu dacă nu m-am tras numai cocaină. 12 ani de zile și dacă am fumat decât de două ori și eu odată marihuană Da, și mă, m-am dar luat amețeala de numai și cocaina e odată drogă. da, cocaină de n-am tras toată viața mea, 12 ani de Motorină. zile, dar n-am făcut mâncă voastră. Motorină. Cocaina nu e drog. Cocaina e pentru lumea mafiotă, pe bune. Ai înțeles? Nu are bandă de astea, ai înțeles? Ei bagă siringi. Da? Lasă-i. Dar nu, știi ce mă deranjează lumea? Mă deranjează. Mă, ce donați lui Costelu? Ce donați lui... Mă, dar cine e ăsta care e? Cu seară de la Madrid, te iubesc. Cine e Luchie ăsta? Donați lui care... Fane Vancică, râsul ăla. Fane Vancică să moară copiii mei. Mă, știți pe Bahadur? Ăla din o floare și doi grădinari. Au, au, ci că e mare și el talent. Au, au, pe dracu, cum e te mă, diaria, dracu. Lasă-l pe Fane, Motorină. Lasă-l pe Fane. Ia uite ce zice. Lasă-l, mă, te dau mâine și nu Fane. De ce ne-am cu Fane? Tu lasă-l, că ce? Dacă vorbește și are... Dar le-am vrut, le iau pe toți. Luchi ăsta, mă, uite și tu. Luchi ăsta, uite cine e, de zice în continuu. Te bate Costeluș, de te omoară. Auzi, cine e? Te cunoaște, Luchi ăsta. Te-a că mă cunoaște. Da-ți dracu cu mis că nu pot să mă scar prin cap de brațile astea, voi ați nebunit. Măi, măi, tăi mă cu mis că să moră... Cristian să moră Sani, familia să moră mea, familia dacă mea dacă mă împiedic și cap pe voi, să mor eu, iau... Dacă mă împiedic și cap pe voi, dacă nu leșinați, daie. Cristian Sani.